Bine v-am găsit, dragii mei, la cap s-a pus să începem săptămâna asta foarte tare. Nu ne propusesem asta, dar știi când e să ne aduce anul ce aduce ceasul. Astăzi Camelia Spătaru nu este în legătură cu noi de la București și m-a lăsat exact la greu, pentru că am lângă mine un invitat cu totul special. Nu este o premieră pentru Neptun TV. Domnia sa ne-a mai onorat cu prezența aici, cu toate că este o prezență rară în mass media și o să vedeți imediat despre cine e vorba. Duminica trecută a avut o apariție în mass media, în audiovizual, la un post de televiziune din București, a mai aruncat o bombă, a apărut din nou în actualitate. Este vorba de domnul colonel în rezervă Filip Teodorescu, președintele Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Serviciul Român de Informații, fost șef al contraspionajului înainte de 89, a fost locțitor al șefului, nu știu că așa era formularea, dar era șef. Și apoi adjunct al șefului SRI după 90 pentru o scurtă perioadă. Domnia sa a mai fost la Neptun TV în urmă cu un an jumate, cel puțin mi-aduc eu aminte, poate încă o dată, de cel puțin două ori. De două ori am mai fost. Și la momentul respectiv o să și vedeți că am avut o discuție agreabilă. Colegii mei, Adriana și Dan Dumitru, au avut o discuție cât se poate de interesantă despre culisele Revoluției, despre serviciile secrete, contraspionajul de dinainte de 89, securitate, cazul Haisam, motiv pentru care astăzi cu siguranță nu vom aborda aceste subiecte. Domnule colonel, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Știu că nu apăreți foarte des în mass media. Ceea ce am evocat mai devreme a fost o apariție de duminica trecută la Realitatea, dacă nu mă înșel. Da. Din moment ce am venit la Constanța, nu putem să ocolesc oricum, Neptun TV. Da, vă mulțumim foarte mult încă o dată. Acum 10 zile ați spus pe acel post de televiziune că în 90 se aflau în România 29.000 de agenți ruși și nu 2.000, cum afirma fostul șef al SRI, Costin Georgescu, cel care a fost imediat pe Virgil Măgureanu, sau nu? După Virgil imediat Măgureanu. Eu vă spun sincer că am rămas siderat când am auzit 29.000 de agenți ruși. M-am gândit în primul rând unde au stat și acolo ați spus în emisiune că o parte din ei au stat în cazărmi. Bine, și restul unde au stat? Dacă s-au ascuns în păduri. Și știți la ce m-am gândit? Da. Primul lucru, a zis, dom'le, cum de n-au fost devaluați, cum de n-au fost trădați de accent? Adică erau ruși care vorbeau românește sau sunt lucruri pe care eu nu le-am înțeles din discuție. Erau români cetățeni sovietici. Români, români? Români, da. Nu moldoveni, ca să nu înțelegi. Basarabia... Aha, am înțeles. Că știți că moldovenii... În Basarabia acolo... nu sunt români. Moldovenii spun că ei sunt moldoveni, nu sunt români. Ca zonă. Am sau înțeles. În Ucraina nu sunt români? Eu, da. Și vă mențineți afirmația asta, că au fost 29.000. Deci, haideți să precizăm. Deci, eu am menționat în emisiunea respectivă și că înainte chiar de a mă prezenta, acum au luat inopinat după prânz și n-am putut să refuz invitația și m-am informat înainte, că mi-au spus cam ce ar fi tema, cam care ar fi tema, era afirmația pe care domnul director Costin Georgescu le făcuse la același post, dacă într-o emisiune a unui alt realizator, de prezența celor 2000 de, nu știu, nu mai reținu cum i-a denumit, agenți sau ceva. Agenți străini, da. L-a spus. Eu m-am informat, l-am sunat pe generalul Mihai Caraman, care încă trăiește, are o vârstă venerabilă. Știam de la dânsul problema aceasta și am făcut precizarea și chiar am spus, nu mi-aparține, că n-aveam eu cum să știu, pentru că spre nefericirea mea, poate și a altora, un an jumate am fost lipsit de libertate, da, fără niciun motiv. Decât, ca să, de fapt, mi-au și reproșat atunci, domnule, de ce ați rămas aici, domnule, că ne încurcați rău? Da, mă rog, nu e vina mea că mi-am făcut datoria. Da, am închis paranteza. Deci l-am întrebat pe generalul Mihai Caraman și dânsul, care e un om deosebit și nu a făcut umbră degeaba pământului românesc, dar altfel recunosc cei de nășcum, nu știu dacă ați și citit cartea cu cei 13 români care au speriat NATO. Între care și eu. Păi dânsul era șeful rezidenției la Paris. Deci el era șef. Deci un om deosebit și este, rămâne în istoria de informații, de spionaj, dacă vreți să o zicem pe direct, că
de multă vreme s-a ocolit acest cuvânt, dar este cel corect. Este un as al informației, a fost și rămâne și îl venerăm și îl apreciem ca atare, că puțin, altul cel puțin în România, detalii asta, eu nu mi-amintesc. Dar faptul că s-a hotărât ca la momentul ăla să plece cineva la Moscova să ceară retragerea acestor agenți, mi-a spus, l-ați aflat iertați-mă, acum? Deci eu n-aveam cum să știu despre acele prezențe în țară, nu era domeniul meu de responsabilitate prezența celor din Est, să zicem. Nu, eu nu, direcția de contraspionaj se ocupa de această treabă, deci nu era în sarcina mea și de aceea l-am și informat, știam că am avut multe discuții cu dânsul și mi-a reconfirmat, da, în octombrie 1990, pentru că am avut informațiile că existau aproximativ, că nimeni n-a stat să-i numere unul cu unul, dar aproximativ și coroborând în toate zonele de interes ale României, suma, cifra ajungea la 29.000 în octombrie 90. Adică atunci, nu că erau în octombrie 90 29.000 sau atunci? Deci, repet, deci informațiile pe care domnul general Mihai Caraman, ca șef al Serviciului de Informații Externe al României în acel moment, l-a informat, cum era și firesc, un serviciu de informații trebuie să informeze pe cei care au dreptul la informații legal. Și l-a informat pe primul ministru. Să știe, i-a sugerat atunci că ar fi bine, părerea lui, dar primul ministru trebuia să hotărească ce să facă, să-l invite pe ambasadorul sovietic, Teajelnikov era, la vremea respectivă și să-i spună, domnule, poate luați niște măsuri, poate oamenii poate au și familie. Retrageți, nu? Poate au și familie, vor să ducă și ei acasă, nu-i mai țineți aici. Da? Sigur, primul ministru s-a dus mai sus. Treaba lui ce a făcut și nu știu. Deci, da, știu că așa a spus, că va vorbi cu Ion Iliescu. Asta am citit. Da, nu știu asta, dar întotdeauna, deci, un serviciu de informații prezintă informația de importanță majoră celui care are drept legal să o afle și el trebuie să hotărască ce face mai departe, nu? Sau să informeze deasupra lui. Da? Deci asta era o situație. Iar informația asta a fost ulterior confirmată și pe alte căi. Dacă s-au vorbit de cifre diferite, eu am luat cifra care generalul Mihai Caraman a prezentat-o și a confirmat-o și acum e foarte stăpân pe dânsul, nu e nicio problemă, nici n-are cum să încurce lucrurile și asta am făcut. Deci asta am prezentat-o în emisiunea respectivă din duminica despre care vorbiți. O paranteză vis-a-vis de recenta noastră apariție în mass media. Eu vreau să plec în emisiunea asta de la un scurt fragment, o întrebare care v-a fost adresată acum un an și jumătate, chiar în platoul ăsta, și la care desigur ați răspuns, de la care să pornim cu discuția noastră în actualitate. Haideți să vedem acel scurt fragment. Conduc serviciile secrete România, nu ne plăcut? Nu. Nu? Că, cel puțin, dacă ne uităm la unele interpretări a ceea ce se întâmplă în țara asta, cel puțin de 2 ani de zile încoace, este evident faptul că Serviciul Român de Informații face cărțile, face jocurile. E greșit. Și factorul politic și cel jurnalistic se manifestă în sensul ăsta. Sunt jocuri de imagine pe care le fac unii politicieni absolut interesați și irresponsabili. Irresponsabili, repet, da? Nu se face așa ceva. Un serviciu secret de informații și garantez pentru Serviciul Român de Informații că nu face așa ceva. Ion Cristoiu, de exemplu, numește DNA-ul Direcția Penală a SRI-ului. Domnul Ion Cristoiu, sigur, face niște apropieri, niște chestiuni, așa cum mi se pare lui că îi dă bine. Am mai discutat la telefon și mai spun, maestre, vezi, nu bate pe dălături că greșești, dacă vrei să te ajut. Nu, dar are și temei afirmația dânsului. N-are niciun temei. Pentru că, înainte de orice, dosarul e la SRI și SRI-ul îl livrează DNA-ului. Domnule, nu e dosarul la SRI. Deci informația e la SRI. Păi altceva. Informația care intră în dosar. Deci, SRI-ul, deci acționează mai asta la solicitarea expresă a instanței sau a autorității care are dreptul să ceară prin lege sprijinul Serviciului Român de Informații. Da?
pe baza cererii respective, cu acte în regulă, face. Ce rezultă? Poftim. Atât. Da, mai trecut un an jumate, lucrurile s-au acutizat în sensul că n-a rămas Ion Cristoiu vocea singulară care să acuze lucrul ăsta. Tot mai multă lume vorbește despre și a vorbit multă vreme de binomul DNA-SRI, de faptul că a apărut acum o mică fricțiune în cadrul binomului și în plus față de ceea ce știați pe bună dreptate la momentul respectiv că nu serviciile fac asta, ci li se cere cu acte în regulă, a fost exprimarea noastră, între timp a fost contrazis de decizia Curții Constituționale care spune că serviciile nu trebuiau să facă lucrul ăsta. V-ați nuanțat părerea de atunci încoace, adică față de ceea ce s-a aflat într-un an jumate că au fost acțiuni ale... Și știți foarte bine că e vorba în principal de interceptări. De interceptările telefonice, de ascultat telefoanele din câte domnul, acuză... Da, vă rog. Domnul Ionescu, eu n-am ce să nuanțez că situația e aceeași. Deci Serviciul Român de Informații, sigur, eu nu mai sunt în activitate ca să fiu la curent cu... și nu e treaba mea așa asta, dar pe baza unui mandat execută o lucrare. Nu o redă, îi dă banda. Beneficiarul și-o redă singur. E treaba lui ce face și ce îl interesează de acolo. Deci e singura suportul tehnic este pe care îl asigura Serviciul Român de Informații, ce știu de la colegii din activitate, nu? Atât cât se poate spune. Nu facem cu activitatea unui serviciu secret de informații emisiuni publice și să vorbim de lucruri de interior, care nu permite nicăieri așa ceva. Deci noi facem aprecieri și precizări cu privire la implicarea unui serviciu secret de informații în anumite activități ale organelor sau instituțiilor îndrituite să rezolve o problemă sau altă. În cazul acesta, al celor care trebuie să rezolve problemele juridice grave din România. Problema și obiecțiile ridicate sunt legate de faptul că aceste înregistrări nu ajung în justiție. Nu ajung în procesul de justiție ca atare, ci ajung la prosecutor, cum se spune în engleză, și care sună mult mai bine decât în limba română, unde se numește procuror. Prosecutor mi se pare un termen mult mai apropiat de ceea ce se întâmplă în momentul de față, nu numai la DNA. Și anume faptul că DNA-ul ia aceste înregistrări, le trunchează, le trimite în instanță și restul înregistrării este secretizată. Bineînțeles că se ridică o problemă și vis-a-vis de criteriile prin care se fac aceste înregistrări și stocarea acestor înregistrări, pentru că în mare măsură se bazează pe colaborarea cu companiile de telefonie mobilă, care ele fac înregistrările și stocările, sunt obligate prin lege. Dar eu să vă arăt acum ce spune o doamnă judecător care s-a lovit de problema asta a înregistrărilor și a cerut aceste probe în instanță să le consulte și să le confrunte în integralitatea lor și s-a lovit de refuzul, poate nu al serviciilor, spuneți dumneavoastră, ci al DNA-ului de a îi se prezenta aceste probe. Haideți să vedem această declarație a doamnei judecător de la Arad, dacă nu mă înșel, și să comentăm după aceea. De corupție la mandat de siguranță națională, bineînțeles, justiție, și am avut dificultăți majore legate de modul în care am putut să valorific în concret aceste mijloace de probă. În același dosar, exista mai multe interceptări telefonice, bineînțeles, erau anumite pasaje care erau considerate de către acuzare ca fiind relevante în sprijinul minorției. Și, într-una din ședințele de judecată, efectiv, am stat și am audiat acele interceptări. Am să vă spun că am făcut ceva ce n-am trebuit să plătesc niciodată. Am stat toți, de două sau de trei ori am prea audiat. Și am ascultat muzică populară. 20 de minute în care se spunea că era cea una din cele mai importante probe în acuzare. Da, deci doamna judecător a cerut înregistrarea integrală și a spus, domnule, e secretizată, încă nu e, nici măcar judecătorul nu are dreptul să vadă ce se ascultă acolo. De
Deci e o chestiune între judecător și procuror. Deci care este rostul aici al serviciului de informații? Nu înțeleg. E adevărat. Deci serviciul la solicitarea procurorului, că era îndrituit și sigur și cu aprobarea judecătorului, că așa era regula, și așa a executat acea înregistrare care înțeleg că nu priva siguranța națională, că atunci era de competența SRI-ul, nu? Orice serviciu secret de informații care are grijă de siguranța națională este îndrituit în lege să acționeze ca atare. Era mandat deci de asta... siguranță națională. E, nu știu. Da. Eu n-am cum eu să apreciez faptic că la un caz sau altul, dar înțeleg de acolo că procurorii au dat judecătorului numai partea care privea cauza în judecată. Aici e buba, da. În schimb, nu? I-au dat deci... 20 de minute de muzică populară. Da, aia, mă rog, eu cum să o comentez eu, nu? Da. N-am cum. În martie 90, pe 26 martie s-a înființat SRI-ul, din câte am citit. 26 martie, așa este. Pe care s-o fi ținut minte, am citit-o astăzi și între timp DIE s-a transformat în SIE sau invers, nu mai știu exact. Da, era după 89. CIE s-a transformat în SIE. În SIE. A persistat și cred că pentru unii mai persistă această confuzie pe care poate dumneavoastră în cunoștință de cauză o puteți lămuri, pentru că imediat după înființarea serviciului ați fost chemați să ajutați la conducerea lui. A existat confuzia că SRI-ul este o instituție care se ocupă oarecum de exterior, nu neapărat la concurență cu SIE, ci faptul că vizează atacurile împotriva României, atacurile informaționale, bineînțeles, din exterior. Cu timpul, România a început să obișnuiască cu faptul că SRI-ul se ocupă mai mult de treburi interne, de siguranța națională, dar din interior. Cum stau lucrurile de fapt? Sigur că atacuri la siguranța națională pot veni și din exterior și din interior. Dacă asta e prin lege misiunea Serviciului Român de Informații, pe asta o execută. Dar Serviciul Român de Informații, prin lege, repet, nu are atribuțiuni în afara României. Deci în afara României misiuni de a obține informații, decât dacă are un caz în lucru și e publică, nu spun eu acum vreo noutate, sigur că are colaborări cu serviciile similare din țările, fie din europene, fie și din afara Europei, cu care colaborează și în schimb de informații. Am nevoie, e pe teritoriul vostru, dați-mi și mie care e situația cu respectivul urmării. Se ocupă de contrainformații, contracarează atacuri la adresa Siguranței Naționale a României? Evident că da, sigur că chiar da. Făcute prin proprii cetățeni? Evident, orice atac la care periclitează siguranța națională este în misiune, în sarcina legală a Serviciului Român de Informații. Dar totuși, noțiunea asta de siguranță națională, nu aveți senzația este, că în ultimii ani s-a conflat? Este delimitată prin lege. Deci dacă luați legea... Da, dacă ar fi deci... să o luăm după lege, ar fi minunat, dar văd că și probleme legate de abuzul în serviciu al unor funcționari publici, de devalizarea unor instituții sau unor societăți au ajuns să devină probleme de siguranță națională. E real lucrul ăsta? Depinde cum privim. Atât jaf cât s-a făcut în România, în economia României, putem să o asimilăm că privește siguranța națională. Din moment ce mai vorbea și aseară, am ascultat un post de televiziune, domnul fost președinte Traian Băsescu, nu știu câte camioane de miliarde de euro. Au fost ce a zis, sigur, mi se pare o exagerare, probabil că respectivul domn ministru al agriculturii, am înțeles, nu avea clare datele. Dar oricum, și asta știm cu toții și e vizibil de acum și numai câte cazuri ajung și publice și prezentate în posturile de televiziune, în presă, cât s-a furat în România de 26 de ani și au dispărut peste hotare, nu pot eu să dau cifre că nu le am la cât valori, dar probabil că și sunt și atâtea elemente de analize că într-adevăr s-a furat extrem de mult și nu le-a furat nu știu care de la
din statul, nu știu care, sau din străinătate, acolo le-am dat de bunăvoie, da. Mi-ați spus înainte de emisiune și nu cred că voi comite o indiscreție să spun că ați fost oarecum deranjat de un fragment din emisiunea de aseară a lui Traian Băsescu legată de profesorul Troncotă, Cristian Troncotă. Eu pregătisem deja un fragment fără să știu de această iritare justificată a dumneavoastră vis-a-vis de ce a afirmat și eu am să citez exact, pentru că pregătisem de pe lumeajustiției.ro un fragment. Profesorul dr. Cristian Troncotă, fost decan al Facultății de Informații din cadrul Academiei Naționale de Informații, care pregătește ofițerii serviciilor speciale, fost șef al Colegiului Superior de Siguranță Națională, de care mi-a spus că nu aveți cunoștință de asemenea structură, cercetător științific al arhivelor MAI, MAPN, SRI, îi sfătuiește pe aleși să se gândească de 10 ori înainte de a face afirmații răutăcioase la adresa serviciilor, căci acestea din urmă și-au luat măsuri pentru a obține acele probe compromițătoare despre persoanele de la care au primit ordinele respective. Sunt instituții care niciodată nu rămân datoare, știu să-și aleagă momentul și mijloacele de reacție. Sunt imbatabile în aceste proceduri, am închis ghilimele. Profesorul Troncot afirmă că toate serviciile de informații similare cu SRI, și aici poate ne puteți explica ce înseamnă servicii similare cu SRI, sunt subordonate factorului politic, iar comanda de informații vine de la factorul politic. În ce privește decizia CCR și faptul că SRI nu va mai putea face interceptări în dosarele penale, profesorul Troncot afirmă că, ghilimele, este bine că SRI s-a specializat în interceptări, întrucât și-a făcut mâna. Am încheiat citat. Da, am urmărit emisiunea respectivă, sigur și moderatoarea postului respectiv a făcut o prezentare eronată. Cristian Troncotă e de, cred că de vreo 7 ani este în rezervă, nu mai este acolo, s-a înțeles că ar fi încă da, activ, aici scria ceea că ce e fost. Este da. O eroare foarte importantă. Da, a ieșit bine din povestea asta sau a fost tras pădreaptă? N-a ieșit bine deloc, s-a apucat să vorbească niște chestiuni pe care nu le controlează, n-are cum să le controlezi, nici nu trebuie, așa cum ar trebui, și s-a împins spre în sarcina Serviciului Român de Informații niște chestiuni care nu era îndrituit să vorbească el de ele și nici nu le știe. Dar sigur că unii vor să fie mai interesanți și mai vocali, dar și modul cum s-a prezentat a fost o eroare, deci nu e în activitate, că dacă era în activitate înseamnă că angaja răspunderea Serviciului Român de Informații, al cărui angajat ar fi fost, dar el nu mai e de 7 ani, deci nu poate să angajeze răspunderea Serviciului Român și nici nu poate să vorbească în numele Serviciului Român de Informații, cum nici eu nu-mi permit vreodată să vorbesc în numele Serviciului Român de Informații. Dar sunteți mai avizat. Sunt mai avizat, așa. Reacția fostului președinte Băsescu din emisiune v-a dat satisfacție sau v-a iritat? Nu, reacția lui a fost firească. Spre deosebire de alte emisiuni, mie mi s-a părut că a fost destul de echilibrat în prezentare și era firesc să reacționeze la o asemenea afirmații care n-au nicio susținere. Și sigur că dânsul s-a gândit din moment ce prezentatoarea, deci moderatoarea, a zis că e cadru activ și nu știu ce la Academia Națională, ceea ce nu corespunde adevărului. Este total altceva. Deci acum este o persoană privată care folosește niște informații privilegiate la care a avut acces. Nici n-a avut măcar acces. A, deci e o fabulație. Deci o părere. O părere, nu știu da, de unde. Da, vedeți că viața reală, știți că viața reală bate filmul și că ceea ce el afirmă că sunt subordonate factorului politic, cam pare să se potrivească din ce vedem noi ceilalți analiști civili ai acestor fenomene. Ceea ce se întâmplă în ultimii ani de zile în justiția, cu ghilimele de rigoare, din România. Domnul Ionescu, depinde cum privim. Sigur că serviciul, și îmi place acest lucru și mi-aș fi dorit și anterior lui 90 să se întâmple la fel. Eu numai activitate de informație am desfășurat în toți anii cât am fost și am fost vreo 30 și ceva de ani. Mi-ar fi plăcut și atunci să nu fie un amestec al politicului în activitatea unui serviciu de informații. Dar sigur că activitatea sau roadele muncii a acestui serviciu se îndreaptă și ajung prin lege la factorul politic. Da, factorul politic, cum este în stare servici să exploateze aceste informații și să folosească în beneficiul României, al țării, nu? Unde lucrează, unde activează acest serviciu, este o chestiune. Dar serviciul de informații nu-i poate fi răspunzător
ușor dacă factorul politic folosește altfel decât trebuie acele informații. Da? Știți că prin 2003-2004 mandatul lui Adrian Năstase s-a încercat o delimitare a politicului de ceea ce se cheamă justiție servicii și s-a propus după un model european care din păcate a fost repede abandonat cam într-un an, doi, în momentul în care doamna Macovei a devenit ministru al justiției, ca șefii serviciilor, instanțelor, CSM-ului să fie alese pe criterii profesionale între ei. În momentul în care politicul numește șefii serviciilor și șefii justiției, nu e normal ca ele să fie subordonate și obediente factorului politic? Nu că să nu vorbim de normalitate, vorbim de ceea ce se întâmplă. Nu, adică nu e de așteptat, corectez. Așa, corect. Pe normal e ce spune legea. Da? Dar, sigur că da, fiecare din puterile politice care ajung într-un moment sau altul în vârful ierarhiei își dorește cu ardoare să aibă adică informații, să profite. Adică domnul Coldea nu știe cine l-a numit în fruntea SRI-ului, chiar să nu realizeze și să nu... Că, sigur, cine numesc în asemenea funcție acela în momentul respectiv, nu? Și la americani la fel, nu? Peste tot. Nu e o problemă, dar asta nu înseamnă că trebuie să fii și obedient sau că musa este obedient, nu? M-ai numit asta, mă uit ce am de făcut, fac ce e. Nu-ți place cum e? Schimbă-mă. Da, pentru că am vorbit de emisiunea de aseară, ca să depășim subiectul ăsta, să mergem mai departe, vreau să mai vedem un fragment pe care eu l-am ales și care teoretic nu are legătură cu discuția noastră, dar asta nu înseamnă că nu îl puteți comenta cu siguranță. E un fragment tot din emisiunea de aseară de la România TV. De prima dată am vorbit de realitate, e normal să spunem sursele, în care Victor Ciutacu a intrat prin telefon. Și haideți să vedem fragmentul. Vreau să mă întorc la abuzul în serviciu de care este acuzată în câteva dosare, inclusiv doamna Elena Udrea. Dar să spunem că domnul Băsescu este subiectiv în cazul doamnei Udrea. Da. Mă duc la alt caz. Domnul Nicușor Constantinescu, pe care nu l-ați menajat niciodată, domnul președinte, și nu vă suspectez de simpatie la adresa lui Nicușor Constantinescu. Nu. Sau Nazăre. Așa. Omul ăsta este trimis în judecată din 6 dosare, în 6 pentru abuz în serviciu. Domnul președinte, dacă pică la Curtea Constituțională abuzul în serviciu, se termină toată corupția lui Nicușor Constantinescu. Vi se pare normal o astfel de instrumentare? Nu, domnul Ciutacu, deocamdată avem un cod penal în care abuzul în serviciu este neclar definit. Ceea ce permite profund vag definit. Da. Este neclar definit și propune orice fel de interpretare a procurorilor. Eu sper că la Curtea Constituțională se va da claritate noțiunii de abuz în serviciu și vreau să înțelegeți un lucru. Nicăieri în Uniunea Europeană nu există sancțiune penală pentru abuz în serviciu. Pentru că orice funcționar, orice demnitar, prin deciziile pe care le ia, poate să ia decizii greșite. Se iau măsuri administrative cu obligația să plătești dauna produsă și te zboară și din funcție. Dar nicăieri ca la noi nu se merge la încarcerare pe abuz în serviciu. Ultima țară care a renunțat la acuzația de abuz în serviciu cu argumentul că este interpretabil ca definiție până și prostia, eroarea, analiza greșită, intră tot la abuz în serviciu în România. Ultima țară care a renunțat a fost Marea Britanie, dacă nu mă înșel, în 2002, printr-o interdicție dată de procurorul regatului unit al Marii Britanii, procurorul majestății sale. Îi mulțumim lui Victor Ciutacu, o să vedem dacă și la noi se va întâmpla așa ceva la Curtea Constituțională cu acest abuz definiția. În serviciu. Da, practic nici mai am ce întrebare să vă adresez. Dacă vreți să comentați, eu aș preciza că pe asemenea acuzații de abuz în serviciu se emit mandate pe siguranță națională și oamenii sunt ascultați în continuare că poate se mai află ceva despre alte spețe în care ei sunt. Asta este aberația. Din păcate aveți dreptate și toată lumea știe. Deci aici sunt de acord cu ce a explicat domnul Traian Băsescu, fostul președinte al țării noastre. Este corect, așa este.
Adică e mai ușor pentru un anchetator să-i dai la îndemână mai mijloace, că cu alea eventual îl determin pe învinuit să recunoască ceea ce ai vrea tu să recunoască sau știi că a făcut, dar nu ai probe. E o chestiune care nu te poți juca cu legea și nici cu libertatea nimănui. Da, mai ales acum, în condițiile în care Curtea Constituțională a făcut cât de cât ordine în povestea asta oarecum. Cu ascultările, oarecum. Și unele voci cer înființarea unui nou serviciu separat, independent, care să facă activitatea asta, am înțeles, după un model străin. Eu vă promit că vom epuiza subiectul ăsta al interceptărilor în prima parte, pentru că ne aflăm exact la jumătatea emisiunii. Și tot în emisiunea de acum un an jumate, spuneați că securitatea înainte de 89, știți că există acea sintagmă blamabilă, securitatea ca poliție politică, ceea ce noastră n-ați avut legătură pentru că lucrați în contra informației externe. Dar există această expresie și nu putem nega dreptul românilor de a se plânge și de a se raporta la ceea ce s-a întâmplat pe vremea aia. Spuneați dumneavoastră în acea emisiune că securitatea nu avea capacitatea tehnică de a face ascultările pe care credea populația de atunci că le face, că eram cu toți ascultați pe telefoanele fixe. Dar uitați că acum lucrurile cam spre asta se îndreaptă, tocmai pentru că tehnologia a avansat atât de mult. Companiile de telefonie mobilă, prin lege, s-au pus la picioarele serviciilor și sunt obligate să stocheze toate convorbirile, toate schimburile de SMS-uri, toate legăturile telefonice care se fac, cine pe cine a sunat, la ce oră, la ce număr. Sunt ascultați funcționarii publici, ziariștii, cadrele de conducere, politicienii. Credeți că sunt ascultați și oamenii de rând și că din când în când se scoate vis-a-vis de Popescu sau Ionescu într-o anumită speță, o înregistrare de acum 2 ani, fără să fie existat mandatul ăla de siguranță națională? Deci ce a fost anterior? Da, puteți comenta ambele. Da, sigur că da. Deci, cum ați și menționat, posibilitățile tehnice de atunci, în general, nu numai în România și la alții, erau mai limitate decât acum. Nu exista telefonie mobilă, multe nu existau, nu? Și atunci, sigur că și mijloacele astea sau folosirea lor este foarte costisitoare. Și nu s-a aprobat. Noi le foloseam cel mai mult pentru contraspionaj, că aici nu te joci cu lucrurile și lucrezi cu urmărești profesioniști. Telefoane din străinătate, probabil că erau toate. Nu. Nu? Nu? Dacă sunam mătușa deci, din Canada, nu interesau asta. Nu? Nu, eram, nu? Sunt prea mărunte astea. Nu, adică mulți vor să și să autovictimizeze că dă bine acum, că fiecare spune că a suferit. Okay. Nu știu, n-a suferit de nimic, poate de sciatică sau de cine știe de altceva, Doamne ferește. Dar se dau multe, s-au făcut multe dezinformări la nivel național. Sigur, care ai fost eu ca mine și alții ca mine care le știm cât ne străduiam sau cei care erau pe informații interne, ceea ce se cheamă astăzi apărarea Constituției, mijloacele lor erau foarte modeste. Mai apelau la noi la contraspionaj când aveau un caz deosebit să cedăm de la noi. Zic, măi, eu trebuie să las ori un suspect de trădare sau un spion și să, în loc să mă ocup de el, că e grav, acolo să-ți dau ție de cine te ocupi. Sigur, dar nu mă interesa. Director de, nu știu, fabrică de vinuri, că a fost celebrul caz al lui Bacchus, știți, înainte de 89. Ăștia erau ascultați? Nu, astea sunt probleme, erau de miliție, de poliție. Nu. Și miliția asculta? Nu știu, nu cred că avea posibilități. Dacă n-aveam noi. Așa. Și la contraspionaj aveam foarte limitat, nu? Și aici nu te joci, nu? Că aici e care pe care. Da, așa, dar la un bișnițar sau unde astea, alea sunt povești. Da? Acum, absolut revenind povești. La zilele noastre, ce se întâmplă acum, dacă puteți comenta? Acum, sigur că nu am elementele să spun, dar ar fi foarte costisitor. Cine suportă atâtea cheltuie? Astea sunt niște cheltuie extraordinare. Companiile de telefonie mobilă sunt obligate și astea să stocheze tot. Asta poți să stochezi, dar nu înseamnă că îți urmăriți. Dacă apare o persoană X, nu știu cum o cheamă, Filip Teodorescu, da? Mă pun pe mine ca da, să... Da, vă rog. Fac așa. Că în data de, nu știu ce, am vorbit ceva suspect cu nu știu cine, cu dumneavoastră, da? Și au stabilit, domne, aveți? Păi avem. Dați-o să vedem și noi ce. Nu că să stă cineva și tot timpul să uită, da, să asculte ce vorbesc eu. Dați-ne și nouă să auzim ce a zis. Să ia pe un mandat de la judecător, să ia pe siguranță națională. Absolut. Da? Sigur că fără mandat n-are cum. Dar totuși, cred că instanțele ar fi sufocate de asemenea de atâtea solicitări. Din câte am și văd că nu și se eu va uită. Și am văzut,
urmă, sigur, nu știu instanța care, care sistemul de lucru, că n-am cum să știu și nici nu mi nu e cazul meu. Nu știu. Asta întrebați pe unul din, din sistemul judiciar. Chiar nu știu. Da. Și nici nu e obiceiul meu să mă amestec în treburile altei instituții. Dar nu e o treabă așa care nu mai are ce să facă Serviciul Român de Informații și să asculte. De unde atâția forțe? De unde atâția oameni? De unde atâția cheltuieli materiale? Bugetul e limitat și atunci loc să te uiți de ăștia care într-adevăr sunt periculoși pentru România, să-mi pierd vremea cu ce a zis nu știu care, mătușa Valea și ca, ce-a gătit la prânz sau seara sau dimineața la micul dejun. Da, teama mea ca simplu cetățean este că lucrul ăsta se întâmplă, dar e opinia noastră, sigur. O ultimă intervenție pe, pe tema asta interceptorului, pe care vă promit că mergem mai departe, este o declarație a lui Adrian Năstase făcută la Constanța în urmă cu, cu 3 zile legat de opinia domniei sale în cunoștință de cauză. A fost prim-ministru al României și probabil că a colaborat, că nu pot să spun a subordonat serviciile legate de interceptări. Ajungi în situația în care un anumit serviciu stochează informație și în funcție de anumite interese care pot fi inclusiv politice, scoate din sertar ceea ce are nevoie. Să spunem că un anumit primar are o anumită problemă de acum 4 ani sau 8 ani. Se apropie alegerile și scoți din sertar o anumită informație pe care o ai și o livrezi pe piață, direct sau prin intermediul procurorilor, și în felul acesta blocând o anumită candidatură. E un, cum să spun, o variantă absolut teoretică, nu mă refer la ceva anume. Dar astfel de lucruri se pot întâmpla. Și ca să previi astfel de jocuri, sigur, dacă am avea un parlament funcțional, astfel de lucruri ar trebui, în mod evident, controlate foarte strict și ar trebui prin reglementări care să focalizeze astfel de riscuri și care să elimine astfel de posibile abuzuri prin modificări ale, ale codului penal pe care tot Parlamentul l-a adoptat cu greșelile, cu erorile lui, cu mențiunile, zecile de, de decizii ale Curții Constituționale care a arătat că sunt 30-40 de zone în care codul ar trebui modificat și iată, trec luni de zile și oamenii ăștia n-au curaj să facă ceea ce este de fapt jobul lor. Așa încât, poate că au dreptate cei care spun că Parlamentul până la urmă e un lux inutil. Adică dacă nu-și fac datoria și n-au curaj să acționeze, se plâng tot timpul, își numără voturile, își numără bilele, își numără cu ajutorul unor jurnaliști, în mod evident. Își numără ouăle, ca să-l parafrazez tot pe maestru Adrian Năstase. Un scurt comentariu, domnule colonel. Dacă sunteți de acord cu, cu ce propune fostul prim-ministru. Evident că legile care reglementează această activitate sunt incomplete. Deci există și se vorbește de an bun de pachetul de legi privind siguranța națională sau securitatea națională, acum când le erau multora frică să mai cum pronunțe cuvântul securitate din prostia lor. Deci s-a revenit așa cum în toate țările, deci probleme care privesc securitatea națională, nu te joci cu astea. Și le stau pentru, le țin. Nu că sunt proiectele, știu eu, și am fost într-un timp cu mulți ani în urmă, dacă dau o mână de ajutor la Parlament, să-l văd și zic, da, și nu numai eu, am colegi care se pricep, sunt juriști mai activi decât mine. Eu sunt jurist, dar n-am profesat niciodată. Am făcut profesia asta altă de ofițer de informații. Dar adevărul e că lipsesc foarte multe legi care să reglementeze exact cine are, ce are de făcut, cine răspunde și nu fiecare să se amestece și să facă corecturi pe picior care nu-ți dă loc în regulă. Sunt foarte multe erori în momentul de față și vedeți bine și chiar și în codul penal, în codul de procedură penală. Sunt multe și se discută despre ele și pe posturile de televiziune, toată lumea le știe și nimeni nu ia nicio măsură cei care trebuie să ia. Cine? Le e frică. Parlamentul. Au spus că le e frică. Păi atunci să vină alții care nu sunt care fricoși. Care le e frică. Care nu sunt fricoși. Dar dacă le e frică, înseamnă că au o motivație. Nu? Și atunci e a lor. Ori au o spun au publică, dosarele, ceva, dacă, s-a pregătit dacă, și lor ceva. Dacă nu pot să o spună public, atunci să se retragă discret. Da? Că nu poate să-și exercite obligația
pe care și-a asumat atunci când a adunat voturi de la alegători, nu? De ce? Problema legislativă și toate problemele ce sunt și acum legat și de activitatea serviciilor și a procuraturii și toate, sunt în mâna Parlamentului. Nu? Parlamentul trebuie să decide. Care nu știe ce să facă cu ele. Înainte nu că nu știe. Părerea mea că nu că nu știe. Nu e hotărât sau nu sunt cei care ar trebui să fie în măsură să hotărască. Înainte de a aborda... Păi le e. Le este, da. Păi le este, dar de ce? V-a spus și întrebarea. Bănuiala mea este că sunt ținuți la mână cu ceva. Fiecare din ei sau măcar cei importanți decizionali. Aici e problema mare. N-au avut curaj să modifice nici codul de procedură penală care este profund eronat și care era mult mai puțin decât... Și cei care l-au elaborat acum sunt... Tot ei. Da, știu, doamna Bica și alții. Înainte de a aborda ultimele două subiecte importante din emisiunea asta, gata, vă promit că am terminat cu interceptările, la telefon este colegul meu Răzvan Zafir de la București. Bună seara, Răzvan. Bună seara. Știu că te-ai bucurat când ți-am sunat la telefon că invitatul meu de astăzi este domnul colonel Filip Teodorescu. Eu cred că ai fost și invidios, dar ți-am oferit ocazia să intri prin telefon cu noi și să intrăm într-un scurt dialog cu domnul colonel. Să-mi iau revanșa la un moment dat cu un invitat. Tu totdeauna ești sus, nu se pune problema. Am urmărit discuția de până acum, dar mă gândeam să... De regulă noi vorbim foarte mult în zona teoriei și omitem practica. Acum s-a discutat foarte mult aplicat și cred că ar trebui să ne întoarcem puțin la teorie. Mai tare un pic platou, vă rog. Pentru că, de regulă, avem această decizie a Curții Constituționale care a scos SRI-ul din câmpul tactic al justiției, le-a luat jucăria interceptărilor pe anumite zone pe care operau. Mă rog, e o discuție în continuare deschisă pentru că lucrurile nu se vor trașa atât de simplu cu ordonanță de urgență. Dar, întrebarea mea e următoarea. Serviciul Român de Informații ar trebui sau nu să facă parte din ceea ce noi generic numim lupta anticorupție. Că, de fapt, nu e atât de mult o chestiune legislativă, cât o chestiune principială. Asta e menirea SRI-ului? Să opereze în zona justiției? Ar trebui sau nu? Și după ce discutăm puțin chestiunea asta, am și o întrebare în subsidiar, în funcție de cum evoluează lucrurile. Vă rog, domnul colonel. Deci, Serviciul Român de Informații nu operează în zona justiției. Vine în sprijinul justiției, ceea ce e cu totul altceva. Păi că senzația este că păi activitatea este, sa este cu preponderență în sprijinul justiției, pentru că noi nu știm celelalte exact subiecte. Pentru că asta este vizibilă. Toți o vedem și ne și îngrozim, mai și înjurăm când vedem câte se întâmplă și cât jefuiesc în țara asta și ce fac, da? Că nu suntem bucuroși niciunul care suntem cât de cât loial țării noastre. Dar Serviciul Român de Informații are cu totul alte treburi. Dacă dar sunt, ar trebui să ajute, să zicem, parchetul, mă rog, DNA-ul, DICOT-ul, toate celelalte, pe zona aceasta interceptărilor. E rostul său să folosească tehnica în acest scop? N-ar trebui fiecare din celelalte instituții să aibă propriul serviciu, cum e prevăzut de lege? Asta nu înțeleg eu. De ce aducem mereu SRI-ul și în această zonă de activitate, de luptă împotriva infracțiunii? Dacă solicitantul din afara sistemului justifică că problema pe care o sau persoana pe care o urmărește atentează la siguranța națională, sigur că obține un mandat de la judecător în acest sens. Mai departe, nu e treaba SRI-ului, da? Are mandatul, execută lucrarea, ca orice te duci și dai o comandă. Ți-a făcut-o? Ce-o dă? O dă beneficiarului să se descurce cu ea cum crede și că e bine în cazul respectiv. Nu este treaba Serviciului Român de Informații să cerceteze dacă într-adevăr ceea ce cere procurorul sau cu aprobarea judecătorului sunt probleme de siguranță națională. Să-și folosească tehnica. Dar uite că sigur. Curtea Constituțională a zis că nu e regulă. Eu aș fi foarte curios, dar cred că am să rămân cu curiozitatea, dacă înainte de 89 securitatea furniza instanțelor de judecată probe sau parchetelor, procuraturii, că nu era parchet atunci. Tot aia era, nu? Tot aia era. Deci... Da. Deci... Erau? Sigur că erau și probe din aceste, prin interceptări a
ambientale sau nu știu ce, dar în cazuri grave, chiar că afectare, care afectau siguranța. Păi dacă unul îl suspectezi și lucrezi pentru trădare de țară, că s-a pus în slujba unei puteri străine, iertați-mă, îl deranjez? Sau pe cine deranjez? Sau să-i cer voie? N-ai vrea să-mi fii de acord, să te interceptezi, că te întâlnești cu tare care este spionat, tare și dumneata furnizezi informații secrete respectivului stat? Deci ești în poziția de trădător? Prea puține asemenea cazuri au apărut în instanțele de judecată și în atenția opiniei publice, cât au apărut tot felul de găinării care au fost instrumentate ilegal. Dar n-a apărut niciuna. N-avem niciun dosar pe siguranță națională. N-avem nicio condamnare, că l-avem pe teroristul Haitam. Și a mai fost unul cu puteria, cam atât. Cazurile de siguranță națională nu se face rating la televiziune. Păi da, trebuie să apară în instanță. Nu există, da? nu le avem, asta e problema, de fapt. Asta, dacă dumneavoastră știți mai bine că nu le avem, este sigur. Eu nu am asemenea informații. Păi sunt informații publice. Adică toate sentințele date de instanțele din România sunt publice și verificabile. Se dau prin spate sentințele astea, cum se dădeau înainte carnea, mălaiu, știi? Întrebarea subsidiară, Răzvan, spune că mai ai o întrebare. Da, subsidiară, pentru că eu sunt de acord că în zona de siguranță națională Serviciul Român de Informație trebuie să-și exercite atribuțiile. Problema e ce nu mai e în zona de siguranță națională după ce Parlamentul a adoptat strategia națională de apărare, care introduce în zona asta siguranței naționale, cultura, mediu, educația. A mai rămas ceva în afara siguranței naționale care să nu poată fi interceptat sau monitorizat de instituțiile statului? Asta e de fapt curiozitatea. N-a intrat tot în siguranța națională? Trebuie să bați și religie aici, că acolo sunt chiar probleme de terorism. Și acolo s-ar putea chiar să fie, da, să fie. Ai zis numai de cultură și m-am simțit lezat, știi? Am înțeles. Da, lucrurile. Deci întrebarea era că chiar toate domeniile devin de siguranță națională și educația și cultura. Dar și... cine a spus asta? De unde? Cine a spus De unde le scoatem asta? Strategia națională de apărare adoptată anul trecut. Auziți. Da, mă rog. Fiecare în ce notă citește. Ar fi o întrebare, da, deci probabil... nu e... Da, mă rog. Eu înțeleg din asta că nici nu ați fost consultat sau nu oferiți consultanță nimănui. De ce evident că nu? Ați putea fi consultat? Când sunt consultat, sigur că îmi exprim punctul de vedere și dau o mână de ajutor. Fie la comisie din Parlament, dacă mă solicită, nicio problemă. Dar oricum nu trebuie să confundăm așa, să băgăm toate într-o poveste că ne dă nouă bine. Să-i spun că se ocupă și de pop și de nu știu care și de ăla care învârte sarmalele și de nu știu ce. Deja cădem într-o zonă de rizibilă. Strategia de apărare zice asta, n-are trebuie să o pere. Mulțumim, Răzvan, da, Zafir. Nu scrie strategia de apărare, indiferent, doar să fie unul plecat cu puta. Păi, se pare că scrie, dacă Răzvan, eu nu cred că ai inventat. Eu n-am văzut. Ultimele 10 minute, domnul colonel, două teme majore pe care vreau să le abordăm. În primul rând, ceea ce se întâmplă în Europa cu exodul ăsta al emigranților și cu atentatele. Multe din acuzații s-au îndreptat în mod justificat, cred eu, împotriva serviciilor secrete și a felului în care au reacționat și ce au făcut până acum. Eu, ca să vă provoc să răspundeți la întrebarea asta, eu o să arăt o revistă foarte interesantă, e revista Vitrali, editată de Asociația Foștilor revista Veteranilor din Serviciile Române de Informații. Este o revistă foarte interesantă, din păcate nu cred că o găsiți atât de ușor, deși nu e secretă, nu e nici subterană, dar probabil că datorită tirajului și a interesului, sunt povești senzaționale legate de contraspionaj, de spionaj și așa mai departe. De ce am arătat-o înainte de a vă întreba despre ce se întâmplă în Europa? Pornind de la ipoteza că trebuie să scrieți un text pentru această revistă în care să vă expuneți punctul de vedere vis-a-vis de ce s-a întâmplat, ce s-a greșit sau poate nu s-a greșit în Europa pentru a fi preîntâmpinate toate evenimentele astea nefericite. E greu să o abordăm în câteva minute. E un anume istoric. E un anume istoric al acestor chestiuni de acolo. Și astăzi discutam cu un coleg în drum spre Constanța câte erori s-au făcut în ultimii 10-15 ani, poate și mai mult, de către cei din apreciată ca lumea civilizată, unde s-au amestecat în treburi interne ale unor state din zona respectivă și în loc să aibă o influență benefică pentru a instaura, dezastru s-a instaurat
și s-a extins. Libia, Egipt sunt exemple bune? Începând cu Irakul, Libia, Egiptul totuși reușește să se mențină încă mai bine, totuși acolo e oarece autoritate, dar Siria? În ceilalte, Siria e dezastru la ordinea zilei. La cine trebuiau astea și cu ce am ajutat? Bine, asta s-a întâmplat în exteriorul atunci, Europei. Sigur, dacă eu urmăresc pe posturi de televiziune imagini, de exemplu, din orașe din Siria, când toate blocurile alea sunt praf făcute și oameni unde să ducă? Eu nu... Sigur că cei care sunt anti-Occident, anti-creștinism, musulmani aceștia, cum se spune, radicali, sigur că găsesc sprijin, la început benevol, pe urmă chiar și cu forța, din câte urmăresc și eu, și acolo nu se glumește, și au pornit această cruciadă împotriva creștinismului. Asta trebuie să ne îngrijoreze. Trebuie să ne îngrijoreze foarte mult, dar pornind de la bază. Asta, acum ce se întâmplă, e un efect. Da? Un efect al unor erori care s-au produs în ultimii ani de țări civilizate care au vrut să introducă democrația occidentală într-o țară musulmană, ceea ce este foarte dificil, foarte dificil. Ce s-a întâmplat și în Afganistan, știți, nici până în ziua de azi nu s-a ajuns la o liniștire și în celelalte dezastru e la ordinea zilei. Deci care este problema? Noi tragem ponoasele europenii, sigur, noi România mai puțin, că nu suntem în drumul lor de exod. Nu suntem atractivi nici măcar din punctul ăsta de vedere. Nu suntem atractivi, că de-avea ne descurcăm și noi. Așa, cu ale noastre, nu? Bine, s-au întâmplat în afara Europei și s-a greșit masiv, sunt de acord cu asta. Așa este. Dar în ceea ce ne privește, nouă ni s-a scos ochii ani de zile și ni se scoate în continuare cu spațiul Schengen, cu securizarea frontierelor, securizare nu numai din punctul de vedere al poliției de frontieră, dar și al serviciilor secrete care trebuie să aibă grijă de tot ce înseamnă informație care poate circula despre tentativele de penetrare a graniței. Și s-a dovedit cu ocazia acestui exod că o graniță Schengen, cum este cea a Greciei, a fost ciur. Exact. Deci în ce ne privește, evident că nu e o problemă obiectivă, ci din considerente pur de interese politice. Au greșit serviciile secrete europene în ceea ce privește la ei acasă? Nu știu dacă serviciile secrete europene au greșit, dacă nu conducerile politice europene. Că care nu le-au lăsat să-și facă treaba, nu le-au finanțat, cum a fost cazul Belgiei. Ați văzut. Deci sunt, dar sigur, întotdeauna politicieni încearcă să arunce pe cine? Pe ei care trebuie să asigure. Voi n-ați făcut, dar mi-ați asigurat condițiile ca eu să pot să asigur securitatea țării. Dacă nu mi-ați asigurat, eu cu ce să fac? Ultimul subiect, pentru că mai sunt doar 3 minute, asupra căruia vreau să vă cer opinia, deși ați spus mai devreme că nu ați avut atribuții pe frontul de est, cu ghilimele de rigoare, vreau să vă întreb despre actuala demonizare a Rusiei în România și în Europa după evenimentele nefericite din Crimea și din Ucraina. Eu, din câte știu, în momentul de față, noi nu suntem în război cu Rusia, avem relații Doamne diplomatice, ferești. Avem ambasade, ei încearcă, cel puțin din punct de vedere cultural, o apropiere de noi și au deschis un centru de cultură la București. Noi n-am deschis la Moscova un centru de cultură, că nu știu, nu găsim clădire unde să fie chiria convenabilă. Neptun TV a fost acuzat acum 2 săptămâni că a difuzat un film care prezenta punctul de vedere al Rusiei despre anexarea Crimeei, considerentele istorice, etnice pe care ei le-au înșirat. Am fost acuzați în condiție în care un an de zile la rând noi am prezentat doar punctul de vedere al Uniunii Europene, prin știri, reportaje și așa mai departe. Ce părere aveți despre această demonizare din partea autorităților, în primul rând, mai puțin a populației, care n-a devenit mai rusofobă decât acum 2, 3, 10, 20 de ani? Aveți dreptate. Cum vi se pare? Adică simțiți fenomenul ăsta în care noi suntem singura țară din zonă care are cele mai proaste relații cu Rusia, ungurii au relații bune, sârbii și bulgarii pe filiera slavă au relații excelente. O inabilitate a factorului politic din România. Atât? E o tendință, exact. O obediență a conducerilor României din ultimii 20 de ani de a se întoarce doar cu fața spre americani, doar cu fața spre NATO, doar cu fața spre... Consideră probabil, dar vedem cu ochiul liber, că dă bine dacă fac așa. Deci nu poți să ai relații proaste cu o mare putere,
nu? Deocamdată este a doua mare putere în lume și noi, un țânțărel pe lângă un elefant, spune că o să-l pișcăm, de o să îi cadă trompa. Dar n-ar trebui să ne vedem interesul și economic și strategic? Să ne vedem interesul și să avem, eu cel puțin, așa, cetățean al țării ăștia, nu? N-am niciun interes eu să mă cer cu dumneavoastră sau cu vecinul altă și mai ales dacă îl văd că e mai voinic ca mine. Da? Stau și învăț de treaba mea și să mă lase în pace. Nu? De ce să-l provoc? De bine? Cine mă ia în seamă că eu mi-arăt mușchii, dar ai mei sunt, mușchii mei sunt destul de... Acum un an și jumătate în emisiune, în aceeași emisiune, ați fost întrebat tot spre finalul emisiunii ce părere aveți despre starea în care se află țara în momentul de față și era o întrebare generală, nu era doar strict economică, era și politică și legislativă și ați avut un răspuns destul de dur atunci. Cum a evoluat răspunsul ăsta, dacă ar fi să-l formulați astăzi? Stăm prost. Așa ați spus și atunci. Și nu s-a schimbat. Ați observat o schimbare în bine? Nu, eu eram curios ce ați observat la asta. Urmăresc că și eu aici trăiesc, nu? Îmi primesc pensia, îmi par pe categorii cum să mă descurc. Așa este, dar nu asta e important, cazul fiecăruia, fărui individ. Sigur, trebuie să privești și mai în ansamblu. Pe ansamblu, sigur că situația nu e deloc îmbucurătoare. Și cel mai rău este că nu, eu cel puțin nu întrevăd într-un termen de o îmbunătățire. Faptul că am creat, de acum putem vorbi de aproape o clasă de super bogați care n-au făcut banii prin transpirație, au transpirat doar de frică să nu fie prinși. Probabil de cauza asta au mai transpirat, dar nu muncind. Și pe care nimeni nu ia la întrebări cum trebuie. Nu mă leg de cei care au dezvoltat o afacere prin posibilități proprii, prin inteligență și efort și au amanetat și casa sau ce a avut ca să dezvolte o afacere și acum este un om, un prosper om de afaceri. Foarte bine, aceștia trebuie încurajați. Dar cei care s-au îmbogățit pe seama unor contracte cu statul, ăștia toți ar trebui să ajungă unde le e locul. Eu vă mulțumesc foarte mult. A fost o plăcere să conversăm pe temele de actualitate. Două precizări la final. Răzvan Zanfir ne spune că punctul 5, pagina 5, punctul 3, conceptul de securitate națională extinsă din strategia de siguranță, unde au fost prinse în devălmășie și cultura și educația și toate care merită atenția autorităților când vine vorba de siguranță națională. A doua precizare este că diseară la 8:30 veți putea vedea integral la Neptun TV acel interviu al lui Adrian Năstase, din care noi am extras un scurt fragment despre interceptări. Mulțumesc încă o dată, domnule colonel. Vă mai aștept, poate nu chiar peste un an jumate, poate chiar mai devreme, să mai vorbim din culisele serviciilor secrete. Mulțumesc și dumneavoastră, la revedere!